privat. Avem o informație de ultimă oră că Direcția Națională Anticorupție a trimis la Inspecția Judiciară obiecțiunile la raportul rezultat în urma controlului Inspecției Judiciare. Între timp, Chioveși mai are puțin și rămâne singură în instituție după ce un alt procuror a cerut să plece după doar 9 luni de la venirea în DNA. Roxana Ciucă e alături de noi. Roxana! Da, Sandra, bună ziua, bun găsit tuturor. În urmă cu doar câteva minute, Direcția Națională Anticorupție a trimis raportul cu obiecțiuni la Inspecția Judiciară. Cei de la Inspecția Judiciară trebuie să ia în calcul acele obiecțiuni pe care le-a notat Laura Codruța Chioveși acolo, iar mai apoi cele peste 520 de pagini vor merge către secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De altfel, cei de acolo sunt cei care vor da girul pe acest raport. Mai exact, ne vor spune foarte clar dacă pleacă sau nu Laura Codruța Chioveși de la cârma Direcției Naționale Anticorupție, evident dacă au fost sau nu descoperite probleme în activitatea managerială a DNA din ultimii 10 ani de zile. Pe de altă parte însă știm prea bine că încă după, de îndată ce s-a terminat acest control, iată, dispus pe data de 17 iulie de către Ministrul Justiției Tudorel Toader la Direcția Națională Anticorupție, au început așa să curgă plângeri, fie din partea Laurei Codruța Chioveși la Inspecția Judiciară, pe de altă parte a fost și câteva inspectoare care s-au plâns de faptul că șefa Direcției Naționale Anticorupție a făcut presiuni asupra lor. Mai mult decât atât, mâine este secție de procurori la CSM și încă o procuroare din subordinea lui Chioveși, Anca Mureșan, cere să plece, să fie detașată la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2. La începutul acestui an, mai exact în februarie, aceasta a decis să vină la DNA și iată, după câteva luni, aceasta pleacă. Este interesant de văzut ce cuprinde acest raport și evident, decizia finală o vor avea cei de la CSM și tot atunci, Sandra, se vor lua în discuție și cele 6 sesizări ce au fost depuse la CSM, atât de Chioveși, atât de către cei de la Inspecția Judiciară, cât și de inspectoare, au zis să facă acest lucru cei de la Consiliul Superior al Magistraturii, să le ia în discuție de îndată ce va ajunge și raportul. Până pe 6 octombrie trebuie să ajungă raportul la secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.